Lacurile pe care pescuim astăzi au fost la bază crescătorii. Sunt în jur de 5 lacuri, unele mai mici, altele mai mari. Ăsta ar fi cam cel mai mare dintre ele. Doar că au fost părăsite și peștii au început să se înmulțească în mod natural aici. În baltă se găsesc atât cleni, cât și carasa, am mai văzut. Știu că bănuiesc că și pescarii au o contribuție de mare la diversitatea speciilor de aici. Probabil fiecare aducând câte o nouă specie prinsă în altă parte și băgată aici în lac. O contribuție de asemenea destul de mare o are și părâul din spatele meu, care prin această mică ecluză are legătură directă cu lacul. O, este! Oh! Și cred că știu că... Sper să nu taie firul. Mamă, ce se duce! Se mai strâng un pic. A, e știu că, sigur. Sper să nu taie firul. Pare destul de frumoasă. Oh, e frumoasă! Da! Frumușică! Mă rog, nu e mare tare, dar pentru un ultralight e exact ce trebuie ca să-ți dea un pic de adrenalină. Dacă a agățat wobblerul cu gura. Da, ia să-l bag ușor în apă și să văd dacă reușesc să-l scot de aici. Ai ușurile așa. Acum să am grijă să nu-mi taie firul. Ah, da. O mârliță frumușică. Mi-a dat un pic de emoții. Mă gândeam că o să-mi taie firul. Dar nu a fost cazul. Superbă. Echipamentul pe care îl folosesc astăzi este același ca cel din dățile trecute, lanseta de la Quantum, Magic Trout Bloody Sword, mulineta tot de la Quantum, un Spooky 510. Iar firul este un fir în care am foarte mare încredere, un fir de la Owner, Broad Flora Treated, de 0,14, un monofilament rezistent atât la abraziune cât și la nod. Iar pentru că este tratat cu flor, îl face și invizibil în apă. Îl folosesc în general la păstrăv și clean și când am ocazia și la biban. Dar sigur, e un fir care pe diametre mai mari poate fi folosit și la alte specii de pești. Am luat unul, da, micuț. Hop. Primul clenuț. Mic tare, însă cu toate astea îmi dă speranțe. Poate intră unul și mai mare. Am văzut ceva activitate pe suprafața apei. Am văzut câțiva cleni și mai frumoși și în apă. Acum trebuie doar să-i dăm de cap, să vedem dacă reușim să-i găsim năluca prinzătoare. Este!
Al doilea, ia uite-l. O idee mai mărișor. Și primul și al doilea au intrat pe un wobbler handmade. Nu știu exact cine le-a făcut, pentru că l-am primit și eu. Cam ăsta e clănuțul. Și cam ăsta e wobblerul. O imitație de gândac. Frumos lucrat. Hai să eliberăm creanul. Bun. Este unul. Tot micuț și ăsta. Ia uite. La fel ca și cel de dinainte. Hai să dăm drumul și ăsta repede. Fugi. A scăpat. Era mic. Hai să mai fac un lanseu tot acolo. Este. Ia să mă duc un pic pe mâini. Opa! Încă un clănuț. Și asta la fel ca și ceilalți. Nici mai mare, nici mai mic. Să las un pic boțul aici și să dăm drumul la clean. Bun. Uite-l. Uite unul. Tot micuț. Mai micuț decât ceilalți. Unde să ia mari? Unde sunt ăia mari? Că până acum numai mici am luat. Ia uite-l. Ce mic e. Cel mai mic pe ziua de azi. Micu stare. Pe lângă faptul că avem parte de liniște, pe lac nu se aud decât broaștele și ciripitul păsărilor, avem parte și de o priveliște absolut minunată. În zare putem vedea munții Făgăraș. Încă mai au zăpadă pe ei. A fost destul de rece anul acesta. Din experiența mea, când se topește zăpada pe creste, atunci începe peștele să mănânce mai bine. Probabil din cauza căldurii, devine și el mai activ. Așadar, nu ne rămâne decât să așteptăm să se topească zăpada și să se limpezească râurile, să putem încerca un pescuit la clean în adevăratul sens al cuvântului. Uite-l! Uite clănuțul! Da! Micuți! Uite că am mai avut un atac. Da, majoritatea pe care am prins astăzi i-am prins paralel cu malul. Foarte, foarte aproape de mal. Din larg nu prea am avut atacuri. Așadar, uite-l! Tot pe lângă mal o să încerc. Un clenuț micuț. Mici, mici. Ha, fugi.
Da. Ajunge pe ziua de azi. Am reușit să iau o mărliță destul de frumoasă. Am prins și câțiva clenuții destul de mici, dar cu toate astea m-am bucurat de liniște, de natură, de peisaje absolut minunate. A fost o alegere inspirată că am ales acest loc. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!